Angajații români vor putea avea un nou tip de pensie facultativă. Se numește pensie ocupațională și se va acorda acolo unde angajatorii vor plăti la un fond privat contribuții suplimentar față de salariu. Însă, ca să beneficieze de ei, angajații ar putea fi obligați să stea cel puțin 3 ani în acea companie. Proiectul de lege cu privire la pensia ocupațională se află momentan în dezbatere publică, pe lângă pensia de la stat și cea privată obligatorie existente deja. Unii angajați ar putea să primească și pensia ocupațională. Angajatorii vor putea crea fonduri de pensii pentru a oferi pe lângă salariu un bonus, la fel cum sunt telefonul sau mașina de serviciu. Contribuția va fi stabilită tot de angajator în funcție de postul din companie, performanță sau vechime. Această pensie ocupațională se adresează în prima fază doar angajatorilor, iar ulterior acei angajați ai angajatorului care a creat această platformă pentru ei pot contribui și ei dacă doresc. Specialiștii cred însă că e nevoie de mai multe avantaje pentru ca pensia ocupațională să fie atractivă pentru angajatori. Din punct de vedere fiscal, nu există avantaje momentan. Proiectul de lege este în dezbatere publică până luna viitoare, când ar urma să fie aprobat de guvern. Apoi, actul normativ va ajunge în Parlament.